Păi mulți spun că nu mai e derby. Ca să fie derby trebuie să fie două echipe apropiate valoric și să fie acolo, pe primele locuri. Dinamo se zbate în ultimii ani să prindă măcar play-off-ul. Așa n-au reușit. FCSB-ul e al șaselea an în care nu câștigă campionatul. Se pare că derbiul României acum, din punct de vedere al valorii și al locurilor ocupate, ar fi CFR Craiova. Pentru că ele sunt cele două echipe care în ultimii ani au ținut steagul sus din toate punctele de vedere. Da, pe mine m-a impresionat ce se întâmplă la Dinamo din punct de vedere al acestui program socios, sau DDB, da, cum îi spun ei. Au reușit să țină clubul în viață. Acel spaniol care, nu știu cine l-a adus sau ce gânduri are, a făcut ca un brand, pentru că din punctul meu de vedere, deși iubesc între ghilimele foarte mult pe dinamoviști. Așa, chiar avem comentariul să le citim, că sunt cel mai mare antidinamovist în viață. Da, dar sunt corect. Corect. Și pot să spun că la momentul ăsta, în Liga 1, Dinamo este cel mai important brand. Pentru că FCSB-ul, așa are cum probleme știm, pe care le are. Craiova, am văzut că chiar ieri am citit un comunicat al suporterilor CSU Craiova, că se întorc către echipa din Liga 2. Clujul, Rapidul, Petrolul sunt în Liga 2. Deci Dinamo, până la urmă, este cea care ține steagul sus. Domnule Răchite, de ce sunteți așa de pornit împotriva lui Dinamo? Ați fost chinuit ca jucător pe terenul de fotbal în meciul împotriva noastră, întreabă cineva. Păi nu, că am... I-ați chinuit dumneavoastră? I-am chinuit mai mult. Dacă probabil că nu este unul dintre cei care au fost în 96, atunci 97, cu focul la peluză. Da? Dacă n-au reușit să ne bată pe teren, ne-au dat focul la peluză, da, în Ghencea. Și sărbătoresc și acum. Dar să-mi spună, hai să vorbim la concret. Am spus ceva care nu este adevărat. Am spus, uite, am lăudat pe suporterii lui Dinamo. Dar nu pot să negi evidența, să spui că locurile sunt roz la Dinamo, când jucătorii au plecat pe capete, când au fost aceste minciuni incredibile în vară cu salarii de 20-25 de mii de euro, care nu erau sustenabile. Cine plătea? De unde îți făceai tu un buget să plătești asemenea salarii cu jucători? Vedem, Gerigane e duelul secunzilor cumva în derbiul ăsta de România. Da. Nu? Da. Da, măcar Gerigane nu primește și telefon de primul. Corect, așa este. El lăsa să-și facă treaba. Eu cred că el face și echipa și schimbările. E păcat că am ajuns într-un asemenea derby să... Nu avem antenori, uite, spuneai de meciul ăla de atunci, Anghel Ordănescu și Mircea Lucescu pe bancă. Așa este, incredibil. Da. Bun, am ajuns la final, domnul Răchită, vreau să vă întreb un pronostic din punctul nostru de vedere, ce iese disar. Am spus și înainte de meciul din campionat că va bate FCSB, spun la fel și acum se va califica. Fără probleme sau FCSB-ul, cu greu? Dacă sunt concentrați la maxim, fără probleme, pentru că și în campionat au dominat meciul și era ca fotbalul să-i pedepsească la acea ocazie din minutele de prelungire capului nou Nepomuceno. Stelianu s-a întors din... Nici el nu mai știe pe unde a jucat în ultimii ani. A jucat la Larisa în prima ligă din Grecia. El era unul dintre jucătorii împreună cu Buia, cu Vaștac. Era o generație foarte bună. Am crezut că o să facă toți pasul către echipa națională. V-a plăcut Stelianu Filip când era mai puști? Mi-a plăcut Stelianu Filip. Am văzut să le iau când era la Petrolul la 17 ani. M-am văzut la Banatul la o echipă. Da. Și n-am avut bani să le iau. Atunci mi-au cerut o sumă foarte mare de bani. Păcat că n-a făcut pasul către echipa națională mare. A prins că echipa națională, a fost la Euro. Da, dar e foarte ușor, noi spunem în sport că e foarte ușor să ajungi sus. E mai greu să te menții. Așa este, aveți dreptate. Și ce s-a întâmplat cu el, cu Buia, cu Vaștac, am spus, mi s-a părut un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri, pe noi cei care lucrăm în fotbal, cum creștem acești tineri jucători cu valoare, să ajungă profesioniști. Da, e totul pierdut? Așa cum spunea media în Europa, a copiilor, a juniorilor care termină junior, a tot ce este de un jucător la 100 care devine profesionist. Cam puțin. Dați seama că sunt copii care de la 7-8 ani se duc la fotbal, trag și ajung până la 18 ani, termină junioratul și doar unul dintre 100 fac pasul către un club profesionist de fotbal. Da, e totul pierdut pentru Stelianu Filip, totuși are 26 de ani, dar vine la Dinamo. Nu este. Dacă face un sezon bun... Dinamo este o rampă de lansare pentru el. Da. Hai să ne uităm la echipa națională. Mirel caută un fundat stânga adevărat. Noi nu avem fund, România nu are fundat stânga. Pentru că bancul nu știm dacă e fundat stânga sau extremul stânga. E mai mult mijlocaș, dacă mă întrebați. Toți care nu știm dacă e fundat stânga sau e fundat central. Nu avem un raț cum era raț. Așa este. Da.
o șansă imensă pentru el. Îl vedeți, dacă își va juca de data asta corect cărțile, îl vedeți să poată reveni la echipa națională? De ce nu? Orice jucător care are valoare și care, din punct de vedere al mentalității, este la un nivel cât mai înalt, poate face pasul către echipa națională. Și așa nu prea mai avem bazinul de selecție foarte mare, cum era pe vremea lui Hagi. Și trebuie să uite mirel la orice jucător. Îl văd la toate meciurile. A venit și la Ploiești la meciuri. Sunt meciuri pe care trebuie să le vadă și trebuie să caute soluții pentru echipa națională. Acum vine martie și, așa e, da. Și începe cu preliminarele campionatului mondial. Da. Stelianu Filip, cum spuneam, cele mai multe derbiuri jucate pentru Dinamo. De partea cealaltă, la pol opus, este Florin Tănase. El are cele mai multe meciuri pentru FCSB, 12 la număr, și palmares pozitiv. Atenție, are doar două înfrângeri cu FCSB. Ei doi ar fi veteranii. Stelianu încearcă cumva să spele păcatele. De partea cealaltă, Tănase are cele mai multe goluri marcate în poarta lui Dinamo între toate echipele din Liga 1. Și vreau să vă întreb, putem vedea un duel la nivelul ăsta al veteranilor derbiului Stelianu cu Tănase? Chiar dacă nu sunt pe aceeași poziție. Putem vedea, dar eu cred că se va vedea pregnant condițiile, stabilitatea, valoarea lotului FCSB față de ce se întâmplă acum la Dinamo, când fiecare săptămână nu știu dacă te găsești la antrenament cu aceiași jucători pe care ai avut ieri. Da. Că unii își pot depune memorii, să devină jucători liberi și atunci tu ca antrenor nu poți să-ți faci un plan program de pregătire, un ciclu săptămânal care să termine cu meciul oficial, pentru că este instabilitate totală la Dinamo și cred eu că suporterii ar trebui să-i tragă la răspundere pe cei care au dus clubul în această situație. Bun, haideți să citim repede și câteva mesaje. Ionuț Buraga spune 0-2 pentru FCSB. Alin Adrian, l-aveți invitat pe cel mai mare antidinamovist din istorie. Hai Dinamo, uitați un dinamovist, vă spune că sunteți antidinamovist. Nu sunt antidinamovist, sunt un comentator al fotbalului, sunt antidinamovist. Puțin da. Anti. Sunt tot și antidinamovist și antistelist și antirapidist, sunt petrolist. Am văzut pe Popescu, pe Octavian Popescu, un jucător cu o calitate incredibilă de control al mingii în regim de viteză. Și are și acea inteligență de joc de a găsi soluțiile optime în timp, într-o criză de spațiu și timp. Ceea ce este foarte important la fotbalul din ziua de azi, care este tacticizat până aproape de 100% și acei jucători fac diferența. Eu cred că Octavian Popescu, dacă va fi crescut bine, va fi un jucător care își va pune amprenta chiar sper eu și pe echipa națională, dar mai trebuie să lucreze la forță. Haideți să ne uităm la Octavian Popescu, ce de-aia vă întrebam în duelul cu Stelianu. Și să ne uităm la jucători care sunt în fotbalul profesionist. Eu cred că lui Octavian Popescu i-ar prinde bine un an de Italia, cum a fost și Ianis Hagi, când a plecat și la Fiorentina. Când s-a întors de la 40 de metri în vinclu. Da. Pentru că italienii lucrează extrem de mult la forță și au dat seama că fotbalul este o luptă și cine e mai puternic câștigă. Deci ar putea avea probleme cu Stelianu Filip, spuneți. Normal că va avea probleme, pentru că Stelianu știe să-l și mai calce pe tendoane, să-l și enerveze, pentru că are experiență. Într-un asemenea derby contează mult și factorul psihologic. Sper că cel mic să fie antrenat și din acest punct de vedere și fie un duel frumos.